Vă pup, dragii mei, la un nou episod de Fiță cu Adiță, la mulți ani pe 2023, pentru că mi-aș cerut în număr foarte mare să realizez un episod cu această familie frumoasă. Iată că eu m-am ținut de cuvânt, dar în primul rând trebuie să le mulțumesc lor că au acceptat. Vă mulțumesc din suflet, dragilor, Ionuț Cercel, Florin Cercel. Astăzi, cu mare drag, cu mare drag, la mulți ani și din partea noastră tuturor pe anul 2023 să fie sănătos, bun și fără probleme. Dragii mei, pentru că na, suntem la început de an, vreau să fac și o cunoștință cu un prieten foarte bun. El este Zeppelin. Facem este un frizante, și noi cu tine. Facem da, și noi cunoștință. Frizante de la Urlați, ei sunt prietenii mei și vreau să închid și acest par de vin de Zeppelin în cinstea voastră. Să știi. La mulți ani, dragii mei. La mulți ani. Și să aveți un an minunat. Așa, Ionuț. Florin. La mulți ani, dragilor. La mulți ani. Să avem un an bun, un an mai bun și sănătate tuturor. Și Zeppelin pentru toți ai mei. Bun. O să începem direct așa, pentru că știu că tu, Florin, ai o cântare la Constanța și nu o să te țin foarte mult. Da. Deci este o plăcere să stau cu voi. Și vreau să ne întoarcem puțin în timp așa, în copilăria voastră. Și voiam să vă întreb, care au fost primii pași pe muzică? La noi muzica... Asta clar. E familie, da, e normal. L-am pomenit pe tata și cântam, îți dai seama, copil, totul era în joacă. Chiar și la eu, nu și la mine. Mai puțin la Ami. Păi aici am vrut să zic că sunteți trei frați, dar Ami nu a avut nicio treabă, n-a vrut. Nu. Chiar povesteai ceva da, amuzant cu, despre el. Era o vorbă cu tata. Și tata, îți dai seama că noi am fost, Ami e primul da, copil cel mai mare. Și eu eram, sunt mai mic ca el cu un an, ca Ami. Și a zis, hai tata, uite să-mi vii și tu să cânti. Și Ami a spus, da, tată, eu nu vreau să cânt, eu vreau să dau bani la lăutare. Ai înțeles? Și tata i-a răspuns, tata, lasă-ți ajute Dumnezeu să faci bani ca să poți să dai. Și acum, dacă mă prinde la un eveniment, fratele meu îmi dă și el bani. Da, nu? Normal. Deci, e frumos, frumos. Ați cântat la vreun instrument la început? Da. Îmi spuneai de acordeon. Da, de acordeon. Și Ionuț, cum știe toată lumea, cei care iubesc familia Cercel, Ionuț a urmat și o școală de muzică. Da, da, da. Din Ulipati, eu mai puțin. Te-aș minți, mie mi-a arătat tata cu acordeonul. Tu, Ionuț? Bă, la mine pașii ăștia spre muzică au început de la o vârstă frage de rău de tot. Adică la 4 ani, deja mă jucam cu acordeonul și îmi spunea tata că e cea mai frumoasă jucărie și că nu și-o permite oricine. Și că așa m-a păcălit pe mine. Jucăria asta nu are oricine, tată, decât tu o ai. Dar eu, îți dai seama, la vârsta aia, o bucurie imensă. Și mi-a plăcut de mic copil, pe urmă, cum a spus și Florin, m-a dat la școala de muzică, la liceul de muzică din Ulipati. Mi-a plăcut și îmi place și voi iubi toată viața mea muzică. N-ai cum să-ți amintești, cred că aveam 10-11 ani când ai scos melodia Made in România. Da, da. A fost nebunie 10 cu ea. Nebunie rău tot a fost cu ea. Pur și simplu chiar ai rupt atunci. Au venit toate lucrurile treptat așa de la Dumnezeu, știi? De la Dumnezeu și pentru mine, în sufletul meu, poate greșesc în ochii altora când spun că pentru mine mai presus decât de la Dumnezeu a venit de la tata și apoi de la Dumnezeu. Pentru că el m-a îndrumat către tot ceea ce înseamnă astăzi Ionuț, Florin și Ami. Tot ceea ce înseamnă familia asta astăzi este datorită lui Petrică. Apoi Dumnezeu ne-a sprijinit și poate greșesc, încă o dată mă repet, că poate mulți mă vor condamna, pentru că e Dumnezeu și apoi părintele nostru. Dar la mine și la frații mei, sunt sigur că și la Florin și la Ami la fel, tata a fost și rămâne mai presus decât chiar de asta vorbeam da, înainte. Chiar asta mi-a spus și Florin. Vezi, nici n-am știut. Da. Eu am ajuns mai dar târziu. Dar ce să spuneți pe voi, și fără să exagerez sau să vă dau calde că m-ați invitat, că sunteți cea mai unită familie. De ce? Datorită lui tata. Da? Nu știu dacă suntem și n-aș vrea să o spunem noi. Dacă vreodată oamenii au decis să spună chestia asta, înseamnă că au văzut ei din afară mai bine decât noi. Noi nu facem trei ceva. Trei colegi ai voce de breazlă. Da. Mi-au spus treaba asta pe emisiune, adică se poate verifica, nu exagerez cu nimeni. Noi nu facem ceva ieșit din comun, adică să pozăm cumva în familie da, sau eu știu în ce. Nu, noi așa simțim, așa am fost crescuți de tata și de mama, pentru că are un merit foarte mare tot ce înseamnă frăția noastră și mama noastră.
Iar ce pot să spun? Așa simțim, sufletește. Care era mai rebel dintre voi doi? Care era mai? Mai rebel când era mic. Ami. Ami, da. Ami, da. Era mai rebel, da. Care fratele meu, fratele meu, da, care îi place muzica, având în vedere că am crescut cu Petrică Cercel în casă, îți dai seama că iubirea către muzică există și la el și simțul muzical, cum să spune, știi? Doar că, cum a spus și Florin, lui nu i-a plăcut să cânte, lui i-a plăcut să îi să cânte. Lasă că e bine așa, așa, nu e rău. Da, da. Tu ai fost mezinul, practic, cel mai mic. Exact. Ai fost și cel mai răsfățat? Da. 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 Și de părinți, dar și, și chiar de frați. Noi, de frați. Adică la mine Ionuț e slăbiciunea mea. Ce frumos sună, da. Ionuț e slăbiciunea mea. Păi da, este slăbiciunea mea pentru că, în mare parte, Ionuț a fost mai mult cu mine, eu l-am crescut. Da, da, da. Îl luam, am mai spus și într-o altă emisiune, îl luam după mine și la școală. Crede-mă, l-am luat cu mine în ore și mi-a zis, doamna... Ce cu ăla de Florin, ce... Ei, n-am avut cu cine să-l las. Eu aveam cu cine să-l las, dar el, iubindu-mă atât de mult și eu pe el la fel, mi-a cerut treaba asta. Ia mă și pe mine cu tine, să văd și eu cu mine. Care este diferența între voi de exactă de ani? 9 ani. Da, deci era ceva. Este, da. Era ceva, da. Da. Înainte, o să am un joc între frați așa pentru voi, ca să văd cât de bine vă cunoașteți. Hai să ne jucăm de fapt acum și continuăm după aia. Și o să am pentru fiecare aceeași întrebare și să răspundeți pe rând. Vreau să-mi spui ce număr poartă la pantof Florin. 39-40. Ce număr poartă la pantof? 36. Ionuț. Deci aici ați trecut test, da? Așa e? Corect? Corect, corect, da. Cu ce echipă de... Băi, dar hai ca să spun ceva, să facem și un spirit de glumă. Și dacă nu e corect, vrei să-l dau un gât acum în fața voastră pe fratele meu? Nu, dar e corect. Nu, e așa, e corect. Bun, gata, mergem mai departe. Vă place fotbalul? Suntem frați, nu, gata. Fotbalul... Mai puțin, nu? Lui mai deloc, mie mai puțin. Adică... Am înțeles. În afară de muzică, ce hobby are Ionuț? Nu știu al hobby care să-i placă lui Ionuț mai mult ca muzica și nu are al hobby. Adevărat, Ionuț? Muzica, adevărat. Adică vroiam să spun studioul, dar e tot legat de muzică. Tot legat de muzică. Da, 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 da. Tu acum ai luat o pauză de la cântat, nu? Da. Și te accesezi doar pe compus. Uh-huh. Ai scos piese pentru majoritatea sau nu? Pentru o parte pe, din... pe compozițiile astea muzicale și cum bine știe lumea, de 5 ani de când e pauza asta făcută, eu am mers și am cântat cu tata și cu Florin, cu instrumentul pe care l-am studiat eu pentru prima oară când m-am apucat de muzică, mai exact fiind pianul, orga, da, pentru da, că nu poți să mergi cu pianul la evenimentele unde cântăm noi și cu orga. Și tu cânti la orga, în da, formația da. Florin Cercer, mai absolut, da. Absolut, da. Cu mine peste tot. Ce hobby are și în afară de muzică? Bă, face curat bine rău în curte la el acasă. Bun așa, ordonat. Da. Face atât de bine. Sunt curat, cât odată cred că face mai bine și decât cumnata mea. Dar mi-e drag, ha, drag pentru de. Că e la mine acasă și e normal, nu știu, nu suport mizerie și așa mai departe. Îmi place să fie curat. Asta, acum că sunteți însurați, să ne ierte, Doamne, vorbim din trecut, ce îi plăceau, blondele sau brunete? Cred că blondele. Aveau, lasă-mă să spun, aveau o păpușă, asta fiind mic, fii atent, ca să spun o chestie, o știu și o povestire de la fratele meu la mare, de la Ami și de la părinții noștri. Când era el mic, mic însemnând de vârsta lui Patrick al meu, lui băiatul meu. Da, 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 exact. El n-avea o mașinuță, avea o păpușă care o iubea, mint, mă? Da, așa. Nu mint. Avea o păpușă blondă care o iubea atât de mult și cred că de acolo a rămas tipărit spre blondă, așa, cu toate că cumnată mea nu e blondă. E părul ei șaten, brunet. Sper că nu facem acum ceartă. Nu, nu, nu. Am zis. Gata, blondele. Da. Blondele și mi-am ales pentru tot restul vieții brunete. Frumos. Și tu? Ionuț? Ionuț? Bă, te-aș miți, lui îi plac toate, femeie să fie. Lui îi plac toate, na, la noi nu-i cu supărare, că noi mai glumim și în familie cu soțiile noastre, dar ele știu sentimentele noastre pentru ele, că exact. Avem copii, na. Au trecut repede ani, dragii mei, că acum, uite, vă văd copii, însurați, căsătoriți, mari. Când vă aduceți aminte de copilăria voastră, se pare că a trecut prea repede timpul? A mea, da. Eu nu pot spune că am avut o copilărie, dar mă resemnesc cumva pentru că mi-a plăcut foarte mult ceea ce am făcut și cred că dacă mă jucam cu o mașinuță sau faptul că m-am jucat
cu un ghilimele, cu muzica, echivalent cu cum s-a jucat cu un copil cu o mașinuță, știi? Da, înțelegi da, da, ce vreau da, să da, zic? Da, da. Doar că dacă aș sta să vorbesc așa real cu ce ar fi trebuit să facă un copilaj de 10, 12, 14 ani, n-avea nicio legătură, nicio legătură cu ceea ce am făcut eu. Dar a trecut repede, dar frumos. Niște ani foarte frumoși. Care este mâncarea preferată a lui Florin, chiar dacă acum s-a operat? Și chiar vreau să te felicit foarte bine. Bravo. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Băi, aici cred că m-ai prins. Opa. Vezi că... Nu știu. Păi nu știe, pentru că acum... E prea ciudat acum de când s-a operat. Din cauza operației, dar eu sunt un om sincer. Înainte mâncam orice, carne. Carne să fie. Ai înțeles? Da. Dar și acum mi-au rămas așa, sarmalele îmi plac. Da, asta am vrut să spun, sarmale, da, sarmale. Doar că de când s-a operat acum? Mai îmi plăcea și berbecuțul aia și astea, dar acum nu mai pot să mănânc. Vită, nu. Nu mai merge, nu? Numai că îmi cade greu la stomac și se decât ferește, să-mi fie da. Rău, mai bine sunt tank. Și eu nu știu mâncare preferată are. Eu nu să știi că e mai din gap așa, nu știu. Nu vreau să te o la mâncăcios. E cam dificil la mâncare, oricum, da, da, da. Adică nu-ți mănânc așa orice. Are el, bine, știu că... Cel mai auzeam la ce faci, frate, ce să fac bine, uite, mă duc să mănânc cu Savira, mă duc să mănânc niște coaste. Da. Știu că mănâncă mai des coaste, așa, îi plac da. Coastele de porc. Asta. Dar așa, în casa aici, tot așa, mâncăm sarmale, ne face mama. Ai avut vreodată probleme la școală să ia cineva de tine să schimb frații? Nu. Nu, eram foarte iubit de către toți colegii mei și de profesori, și, adică n-am avut probleme de genul, nu, aș minți să spun. Dar când v-ați dat voi seama că ați devenit și voi cunoscuți? Adică, băi, suntem și eu sunt Florin Cercel, eu sunt Ionuș Cercel. Nu mai suntem băieții lui Petrică. Băi, eu sunt un om foarte sincer și foarte drept ca om. Sincer, să-mi dau seama de lucrul ăsta pentru ce am muncit și astea cum m-a învățat tatăl meu, mi-am dat seama de lucrul ăsta că sunt Florin Cercel în urmă cu 3 ani. 3 ani, 4 ani. Adică am simțit lucrul ăsta, băi, n-am muncit în zadar. Înțelegi? Dar eu cânt tot așa de mic, bine, nu ca Ionuț, cum cânta Ionuț la 10-11 ani, dar la 14 ani cântam. Înțelegi? Da. Dar mi-am dat seama de lucrul ăsta că sunt pe sabia mea cum ar veni. Da, asta, exact asta era întrebarea. De 3-4 ani. 3-4 ani. Eu sunt un om foarte sincer și mie îmi place să recunosc. Da, da. Nu. N-aș avea de ce, băi, eram de atunci. Nu. La tine, Ionuț, bănuiesc că e puțin mai diferit pentru că na. Mai diferit, da. Da, așa este. Nu vreau să par o laudă, da, doar da, că doamne, fiu, nu e de vorba de știe toată lumea, pentru că oamenii ăștia care ne urmăresc au crescut odată cu mine, plus cei care deja aveau o vârstă înaintată, știu ceea ce s-a întâmplat după piesa mea din Romanica. A fost un boom foarte mare care... Din primii bani le-ai cumpărat ceva, fraților? Mai nu mai mi-amintesc, dar cred că cu siguranță, da, nu știu acum să-ți spun, nu mai mi-amintesc. Spune. Nu, noi nu, ce era lui era și al nostru, ce era al meu era de altfel, și altfel, da. Așa e la noi, nu, na. Dacă vroiam ceva, spuneam, băi, vreau de aia. Ai înțeles? În afară de voi, familia asta frumoasă și unită, considerați că aveți și prieteni separat, prieteni buni, fiecare? Da. Aveți prieteni adevărați? Da. Există și prieteni buni. Cu toate că sunt puțini, pentru mine, nu știu, acum vorbesc da. Din punctul meu de vedere. Sunt puțini, dar ăia care sunt cu sufletul. Da. Și cine mi-a vorbit foarte frumos de voi de fiecare dată, Sorinel, copilul de aur. Da, da, în afara faptului că mi-este și prieten și totodată este și nașul meu. De asemenea și Elis Armeanca, la fel. Și Elis îmi este prieten. Și cam toți din... Tocmai de asta ți-a răspuns și Florin și eu am dat din cap la fel că nu considerăm că avem dușmani, pentru că nu dăm motive ca să fim dușmăniți cumva, știi? Adică nu deranjăm atâta timp cât eu nu te deranjez. Corect. N-ai de ce să... Timpul liber ăsta puțin pe care l-aveți, îl petreceți în familie, așa gen cu un grătărel, cu asta vă strângeți? Absolut, nu știu dacă neapărat cu un grătărel sau cu un pahar de vin, ca drept dovadă, eu am băut de... Din bun simț, dar eu mulțumesc. Nu beau de fel. Mulțumesc. Eu nu beau absolut deloc. Absolut deloc nu beau. Doar că la noi timpul liber pe care îl avem și chiar și eu la care avem de cântat este numai și numai împreună. Noi suntem numai împreună. De fapt, da, chiar. Exact. Da, noi suntem numai împreună. Ne despărțiți, cum s-ar spune. Exact. Florin, nu vreau să văd într-o zonă sensibilă, v-am promis.
dar mi-a sărit în ochi medalionul tău, absolut superb. Și vreau să vă întreb, fără să intrăm prea mult în detalii, adică nu vreau să vă întristez asta, cât de mult v-a afectat pierderea tatălui vostru pentru voi? Cel mai mult. Nu putea să întâmple altceva pe lume care să ne afecteze mai tare. Și astăzi încerc să o spun, uite așa, cu un zâmbet ăsta fals, așa, că e fals zâmbetul. Dar asta este. Tata rămâne tata toată viața. Și poate unii oameni vor spune că de ce l-am pus pe tata aici. Eu știu că cel mai important tata este în inima mea. Dar dacă aș putea, l-aș scrie pe tot corpul. Ți se întâmplă frâin să vorbești cu poza lui? Îl mândui când simt că mi-e greu, îl mângâi, să simt că iau putere de la el. L-am scris și aici, pe tata, ți-am spus, dacă aș putea, la scrie, nu eu, și frații mei, peste tot, pe tata. Mi-ai mai spus și vezi aici, în camera asta. Și chiar o să cer permisiunea să vă cer să filmăm și noi pozele. Avem și în casele noastre, înțelegi? Eu nu-s la fel, eu la fel, dormim cu o poză de-a lui tata la cap. Incredibil. Înțeles? Adică tata pentru mine, cum ți-am spus și în afara camerelor, cum ți-am spus și eu, nu-ți? Da. Pentru mine tata, am scos și o melodie, tata a fost și va rămâne Dumnezeul meu pe această lume, tata. Petrică. Da. Îmi spunea Florin despre tine, Ionuț, că tu-l visezi cel mai des. Da, el visez. Îți trimite semne ceva? Îl visez mereu, mereu îl visez pe tata. Cât de mult v-a unit pe voi? Bine, oricum erați unii, dar cât de mult v-a apropiat și mai mult și mai tare, da. Drama asta, tragedia asta? Băi, mie așa să-l contrazic pe fratele meu, că a deschis... Nu, sunt tot la fel. Eu tot cu frații mei oricum am iubit tot mereu. Frații mei sunt totul pentru mine. Da. Așa am pomenit, așa a vrut mama mea, așa a vrut tata. Noi, acum deja avem o vârstă și acum ne luăm hotărârile singuri. Nu, pentru mine Ami și Ionuț și Ami. Sunt tot. Da. Și mama, în urmă, că vorbeai de... Nici să mai pune problema de mama mea. Dar vorbeam despre frații. Da. Pe mama, cât de mult ați sprijinit în perioada asta? Uite, dacă îmi dai voie să dau din casă, îmi spuneai că în fiecare zi, dar în fiecare zi, mama voastră merge la... Și noi, totodată, toți copiii mergem. Da, mama, dacă ar putea, ar dormi acolo. Dar încă mai avem și noi nevoie de mamă. Cum și de tata la fel aveam nevoie, dar încă avem nevoie de ea. Da. Da, hai să, da, este, nu, nici eu nu știu ce să mai zic. Ce plan, ca să ieșim puțin din zona asta, ce planuri aveți voi anul ăsta? Aveți, așa v-am spus, un obiectiv la început de an? Muzică. Trending-uri nebune, nu neapărat, eu îți spun din punctul meu de vedere, nu optez pentru trending, training. Mai bine training decât trending. Nu, eu sunt un alt gen, eu am crescut de tatăl meu altfel, să fac muzică de calitate, exact ce spuneam și mai devreme. Mie îmi place să cânt muzica frumoasă și cam atât. Oamenii care mă iubesc, unul, doi, că așa e stilul meu să spun, mă iubesc pentru că Florin Cercel cântă lucrul ăsta și chiar îmi place de el. Așa. Faci treabă foarte bună, adică în asta. Mulțumesc mult. Nu există îndoială. În primul rând îmi doresc să fac treabă bună, pentru că nu vreau să interpreteze nimeni greșit, din punctul meu de vedere, și cred că din punctul multor oameni de vedere, tatăl meu a fost și va rămâne cel mai mare compozitor al genului muzical. Adică mi-e prea rușine, mi-e jenă de mine, nu știu, crede-mă că dacă n-aș face un lucru bun, m-aș lăsa de lucrul ăsta, pentru că, în primul rând... Trebuie să duci steagul, mai departe. E vorba de tatăl meu, înțelegi? Îmi doresc să iasă ceva bun. Asta este tot ce îmi doresc de la Dumnezeu și eu, în primul rând, pentru mine. Să fie bun cum făcea tatăl meu. Dacă nu e bun, nu mai cânt. Copiii voștri credeți că o să urmeze drumul ăsta? Îmi doresc. Să ducă mai departe, frate, tradiția. Îmi doresc enorm chestia asta, mai ales că eu am băiat, Florin având fată, poate am și fată, dar pentru fată nu-mi doresc 100%, știi, muzică. În cazul în care îi place și o văd talentată, da, sunt de acord să cânte, dar nu o oblig, știi? În schimb, pe Patrick, să spun în ghilimele, îl oblig.
Știi? Pentru că e băiat. Cât are Patrick? 4 ani. 4 ani. 4 ani și fata Selena 2 ani. Și Patrick să trăiască. Și Patrick a început, are aptitudine așa, îți dă semne că e ce trebuie? Să știi că da. Da? Da. Da. Ami are copii? Are un băiat, da. Țineți cont, dacă nu copilul oamenii nu a ieșit... Da, acum tasul știe mai bine decât noi. Ce... Știi cum e? Așa e, de la unchi la... Unde nu i-a plăcut lui? Place rap-ul. Trap-ul, rap, da. Bravo, dacă e trap-ul și de ce nu? De ce nu? Da. Ia spuneți-mi, când erați mai mici, care era cel mai... Care e mai gălșicat dintre băi trei? Mai iubăreți? Hai mă să o aruncăm și noi tot pe Ami acum. Ami, da. Da, Ami e cu banul, Ami e cu lăutarul. Ami că nu e nici el aici, nu e nici cum nata mea. Ami le-a făcut pe toate. Da, mă, eu cred Ami. Că tu, Ionuț. Tu la un moment dat îți găsești un magazin de haine. Da, da. Am avut un magazin de haine. Cred că chiar tu le făceai sau aberezi eu? Nu le făceam eu cu mâna mea. Le gândeai da. Tu? Da. Tu, asta zic, tu le gândeai, da. Asta așa mi-aduc aminte. Da, numai că sunt 15 ani de atunci. Era perioada aia în care eram foarte, foarte ocupat și nu-mi permitea timpul să stau. Mama mea la fel, avea și alte treburi pe cap și cu toate că trebuia să dau înainte dacă mă întrebe acum, știi? Pentru că mergea foarte, foarte bine. Da. Știi? Și ar fi trebuit să merg înainte, doar că astea au fost drumurile, știi? Adică să se oprească la momentul ăla de atunci. Fii atent, dragii mei, dacă mâine ați fi nevoiți, obligați, nu știu, să vă lăsați de muzică. Băi, nu mai e cale. Da. Să trebuie să faceți altceva. Ce ați face? Părând. În ordinea numerului de pe tricou. Mezinul primul. Da, dar eu? Eu n-aș putea să mă las de muzică. Păi n-ai avea ce să faci. Nu există la mine. Nu știu să fac altceva. Credem. Dacă trebuie să pun becul ăsta aici că s-a ars, eu nu știu să-l pun. Ce atâta? Nu știu, mă fac, abar n-am, șofer pe autobuz, mă duc la fotbal. Am un permis, dacă chiar am un control și mă împinge situația. Păi nu, n-ai în control. Întrebarea asta, n-ai în control, n-ai ce să faci. Asta e, nu știu, mă fac șofer, n-am. Îți dai seama, mă, că trebuie să faci ceva, că altfel n-ai supraviețui, nu? Și un om puturos n-are de niciunele, din punctul meu de vedere. Muncești, frate, muncești. E proverbul ăla, pică, pară, mălăiață, în gura, în tăfleață, niciodată. Banii nu curg din cer. Așa trebuie este. Să faci ceva, trebuie să miști corpul, nu? Bravo. Păi... Da. Și zice, v-am întrebat chestia asta, pentru că nu cred că o să întâmple asta niciodată. Ca să scot în evidență că voi chiar nu aveți planul B, adică voi atât de concentrați sunteți pe muzică, încă nu vă gândiți la altceva. Păi, muzică și atât. Și dacă ar fi să fie vreodată, suntem niște oameni, și eu și fratele meu și restul familiei noastre, care, acum vorbim strict de mine, am muncit de mic copil. Am avut niște părinți atât de buni încât au știut să aibă grijă de munca mea și de tot ceea ce am câștigat la viața mea. Nu sunt nici cel mai bogat, dar nu pot să spun că sunt niciun om care n-aș putea să-mi deschid o mică afacere. Corect. Ca să merg mai departe, să îmi câștig și eu acolo un leu, doi lei pentru copiii mei și pentru familia mea. Asta cu siguranță știu că aș face, vorbind mai serios așa, că nu m-aș face șofer. Doar că dacă ferească Dumnezeu prin absurd, n-aș mai avea de niciunele și ar trebui să fac orice pe lumea asta pentru a crește copiii, aș face, cum și tatăl meu le-ar fi făcut pe toate. Dacă n-ar fi mers vocea sau acordionul, ar fi făcut orice, doar să-și pună copiii cum trebuie. Dar nu cu timpul v-ați împrumutat de banul altul? Nu, și să răspund eu și nu-l mai las pe Florin să răspundă la asta, că vreau să spun o chestie care am simțit să o spun și mai devreme, dar m-am oprit. Banii noștri ăștia care sunt puțini sau mulți, cum îi dă Dumnezeu, chiar dacă stă Florina ai lui la el la casă, Ami la el la casă și Ionuț la el la casă, nu, banii ăștia, chiar dacă stau în case separate, banii ăștia sunt la toți frații și al lui mama și al lui tata și al lui nepoată mea, adică tot ce avem, dacă eu am ceva, păi are și Florin și restul familiei, la noi nu există. Hai să te împrumut și mi dai tu mâine sau când ai. Sau iei cadou. Nu, sunt ai tăi, faci ce vrei tu. Da, eu fac ce vreau cu banii tăi, tu faci ce vrei cu banii mei. Da, dacă vreau tu e nevoie de ceva, suntem la cum, adică da. Absolut. Ne unim și... Absolut. Păi și care e diferența? Nu vreau să par o brazie. La noi frăție, tati. Da. Nu. Foarte păi exact. Și așa suntem noi. Nu, oricum, noi nu pozăm în oameni buni sau... Da. Nu. Noi suntem frați pe bune. Ce aș putea eu să am mai de preț pe lumea? Pot să-l consider eu pe un străin care nu mi-e sânge, să-l consider fratele meu? E mult, tati, e absurd. Sângele e sânge, este? Nu, la mine frații mei sunt frații mei și pormă că mă bucur de compania cuiva, bravo, râdem, glumim, dar
până la frații mei, până la frații tăi, corect, foarte frumos. Da. Din punctul meu de vedere, nu știu, eu ți-am spus, eu sunt un om mai drept, așa, eu văd precum calul. Dacă te superi și eu în sinea mea consider că nu te-am supărat, rămâi supărat, la mine varianta asta există. Corect. Eu așa sunt ca om. Și tu ești la fel, Ionuț? Nu chiar așa ca Florin, știi? Dar voi sunteți diferiți așa? Da. Avem și sunteți diferiți, nu? Da. Chiar dacă suntem frați, uh-huh. Până la urmă ai 10 degete, 5 și 5, nu se aseamănă. Vă ciondăriți în sensul bun, că ceartă nu cred că există. Ciondări, adică și alea de-alea, bă... Nu, și dacă există, nu durează mai mult, fără să-ți exagerezi, fără nimic. Nu durează mai mult de 10 minute. Foarte pentru că se duce cearta și, pe urmă, ce faci, mă, ce s-a întâmplat? Ce da. Vorbești normal, adică mă, nu... Mă, gândeam că de la, eu știu, la cântare, nu, bă, n-ai, dă aia mai tare, nu, nu. Vă luați un pipă, nu. Nu, există, nu există la mine. Hobby-uri, primele 10 hobby-uri mi-a spus, muzică, n-am înțeles, alt hobby n-am văzut, n-am găsit la voi. Da, vicii periculoase aveți? Eu unul nu. Și nici Florin, dacă aș numi vreun viciu periculos la fratele meu că răspund eu și iau iarăși cuvântul, asta o fac pentru că îl cunosc prea bine, nu că mă dau eu mai important. Mai fumează, țigări normale, asta e un viciu, cum ai zis, rău, tu, periculos. Trebuie să ai și tu ca bărbat de ăsta. A, ce femeile! Asta o tăiem. Nu, mă las acolo. Las acolo. Nu, 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 vorbeam de Ami, vorbeam de Ami, nu? Da, da, da. Băi, dar am ochi. Aș fi nebun să nu zice, vrei să-mi placă, e mai rău să-mi placă bărbații. Avem e mai rău să-mi placă bărbații decât să fim și avem o echipă, dar la ce tu mă așteptam? Mă fac să râd. Nu, atunci e mai gravă situația, dar nu. Deci, n-am vicii. Ce îmi place cel mai mult mie, îmi plac hainele și mașinile. Da. Și da. Ceasurile. Asta mi-a plăcut. Investești mult în haine? Nu vreau să vorbesc. Îmi place bine, să haina, mă port haina, curat. Haina, e important la evenimente să mergi. Îmi place simplă? Să mă port curat și nu cu același lucru și a doua zi. Da, da, da. Cam atâta tot, atâta pot să spun. Iar referitor la treaba asta, asta eu așa cred că e normal. Da. Pentru orice om, nu fie bărbat, el fie femeie, nu. Uite, Vali Vicelii spunea că de când era el mic, taicăsul învăța, băi frate, la orice eveniment mergi, bă, trebuie să fii țiplă, mă. Așa este. Bă, te-aș miți, ai văzut, nu știu, ori cu tine stăteam de vorbă, ori cu un coleg de-al tău. Eu am suferit foarte mult când eram gras, pentru că mi-am dorit foarte tare să mă îmbrac în costum și nu veneam să dea naiba niciun costum. Cum e acum când poți să închizi nasturele? Păi uite mă, că stau numai figurat. Nu mai închizi, stai în cazul. Da, acum dacă era cineva să-mi spună, băi, nu e bine să stai jos pe scaun cu sacoul închis. Dar eu așa mă simt bine, pentru că oricum sunt foarte slab. Da. Am suferit foarte mult pentru lucrul ăsta, că eram gras și îmi doream să mă îmbrac la costum, că îl vedeam pe tata în costum, pe fratele meu în costum. Mamă, când eram mamă, aveam cei mai mari. Mamă, nu se îmbrăca în drăguși. Ai înțeles? Costume, da, da, nu, nu. Și îți dai seama, am suferit mult și până la urmă, uite că mi-a ajutat Dumnezeu. Ți-ai atins, da, atins, mi-am atins scopul. Da. Florin, spuneai mai devreme că de acum acolo ești oarecum obligat să faci doar lucruri de calitate. Te simți responsabil? Ca să zic așa, ai rămas... E mult pentru mine spus responsabil. Nu. Asta simt să fac. Te-ai miți, înainte aveam era puterea, la puterea a treia vorbei. Petrică, Florin și Ionuț. Da? Da. Da. Acum că am avut problema asta cu fratele meu Ionuț, n-am mai putut să cânte, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că este sănătos și stop, înțelegi? Iar acum cu tatăl meu, e normal că una peste alta trebuie să, nu trebuie să decadă numele ăsta de Cercel, da, pentru da, da. Că, îți spun sincer, mi-e greu, sufăr foarte tare dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta. Sufăr foarte tare, sufăr, adică ca să mă lovești pe mine trebuie să faci lucrul ăsta și mă doare, pentru că tot ce este legat de tata și de numele lui tata, mă doare cel mai tare. Eu nu, ție nu ți se pare că faptul că a trebuit să faci o pauză vocală, practic ți-a deschis cu adevărat drumul tău? Că ai scos o grămadă de melodii frumoase, ai compus o grămadă de melodii. Păi regres da. Că nu mai poți să și cânti momentan? Da, aș minți să spun că nu. Asta regret. Este regretul tău? Da, este un regret mare, faptul că nu mai pot cânta eu. Dar în schimb, Dumnezeu mi-a pregătit pe partea asta de producător muzical și compozitor un drum foarte frumos care... Da. Încerc din răsputere să-l fac cum știu eu mai bine, știi? Uh-huh. Adică mi-a pregătit ceva frumos în continuare, da, da. Tot în ceea ce iubesc, am spus, în muzică. Da. Da. Adevăr că cel puțin anul 2022 accesiune incredibilă, Florin.
Păi am luptat pentru lucrul ăsta. Ai luptat, nu? E greu, frate, să e muncă grea, adică vreau și eu. Fă-și, scoate și mie piesă, scoți. Să fii scoți când invers, cum mâncați așa. Să-ți fac, stăm amândoi decât noi doi și facem treaba bună. Mamă, dacă rupem bubuim după aia. E, două, să știi. Te pui tu cu norocul omului. Da. Bă, dacă depui suflet în lucrul ăsta, uite, te-aș minți, e pentru prima dată care spun lucrul ăsta. Eu când îmi compun o melodie, pentru că majoritatea care le cântă Florin Cercel și așa mai departe, mi le compun eu, da. Colaborările le face Ionuț, le compune el, da. Colaborările care le fac cu alți soliști. Dar eu când compun o melodie, eu cânt pentru mine. Prima dată trebuie să cânt pentru mine. Și eu asta am învățat de la tata, când o faci din suflet și lucrul ăsta și mai ales, uite, de exemplu, am scos în 2022 o melodie cu gândul strict la tata. Melodia se numește Copiii mei, copilașii mei. Da. Înțelegi? Eu m-am gândit ce iubea tata pe lumea asta, ce mai pe noi, nu? Ce vrea să facă tata pentru noi? Tu ce-i mai bun. Ai înțeles? Și cam ăsta e rezultatul la gândirea mea, la momentul ăla. Cum mă gândeam eu la tata, așa s-a făcut melodia aia. Există vreo melodie, Ionuț, pe care o cântă fratele tău și te rupe pur și simplu? Îți dă gol în stomac? Da, sincer. Tot ce cântă fratele meu. Nu, mă gândeam una specială așa. Ascultă-mă că vreau să audă și lumea chestia asta. Mai ales de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, tragedia asta imensă și maximă și cum nici nu mai știu cum să o numesc cu tatăl meu. Tot ce cântă fratele meu mă sensibilizează maxim și cântă mai frumos ca oricine pentru mine. Clar. Pentru că acum nu mai cântă el, cântă sufletul și inima. Da, mă, nu mai cânt pentru mine, mă. Eu nu mai cânt pentru mine. Eu cânt pentru tata și unii oameni vor înțelege. Eu te admit, eu nu prea știu să vorbesc. Eu știu să cânt. De ce? Că ai vorbit foarte frumos. Nu vreau. Sper să înțeleagă oamenii unde am. Da, am înțeles, da, eu am înțeles. Eu nu prea comunic, mie nu place. Eu știu să cânt la microfon, eu acolo mă pricep cel mai bine. Pentru că asta m-a învățat pe mine tata. Să cânt. Iar în momentul de față, eu, Florin, băiatul lui Petrică Cercel, eu nu mai cânt pentru mine, decât pentru numele lui tata și totodată toate melodiile care le-am făcut de focul lui tata. De iubirea lui, de, nu știu, sunt lucruri care vreau să trec, să-ți spun niște lucruri, dar trec în partea aialaltă și mă enervez, că tot ce vreau să-ți vorbesc de tata și mă doare cel mai tare. Mă bâlbâi când îți vorbesc despre tata. Da, tot ce fac în ziua de astăzi, în 2023-2022, care a fost, fac strict pentru tata. Mi se pare mie că sunteți ușor și introvertiți voi în ultima perioadă, adică mai închiși, mai atenți, mai... Nu neapărat închiși, nu. Nu închiși, doar că probabil eu unul mai atent, da. Trebuie să fiu mai atent. Îți spun eu o vorbă care mie îmi place să o spun. Și oamenii de acasă poate vor înțelege lucrul ăsta, cum vorbesc eu. E greu fața să-ți râdă și inima să spună. Să spună, mamă, ce bună e vorba asta. Eu totodată, după tot evenimentul neplăcut ăsta al vieții mele, ce s-a întâmplat cu tatăl meu, trebuie să fiu actor. Când ajung într-un eveniment, ia uite-mă ce frumos râd. Da. Chiar dacă sufletul plânge, exact, în continuare. Păi uite, îți spun un lucru care se întâmplă. Frate meu nu se martură. Noi plecăm toți trei frații. Da. La eveniment, da, unde trebuie să cânt. Până ajungem acolo, plângem. Când plecăm de acolo, plângem iar. Mamă. Dar când ne dăm jos din mașină și suntem în ochii oamenilor, zâmbet. Ca așa trebuie, pentru că te duci la un eveniment în care trebuie să te duci numai de la mesă, să-i dai energia ta până la urmă. Chiar dacă am spus-o și o mai repet, evenimentului. Eu fiind în spate acolo și nu sunt cu vocea în față să le cânt eu la oameni, eu mai pot să mai plâng și la nuntă. Și o mai fac. Și poate mulți mai m-au văzut. Dar el trebuie să fie de 10 ori mai tare decât mine, pentru că e în fața la oamenii aia care iau nuntă, au botezul la copilul lor, ce au o petrecere importantă din viața lor. Petrecere. Deci trebuie să râzi, să zâmbești, să-i dai bunăstare la om. Uite, spun niște lucruri. Eu, mulți oameni au venit și mi-au dat o dedicație special pentru tatăl meu, da. A fost un, da, 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 un om iubit. Eu cred că nu este eveniment să nu se întâmple chestia asta. Eu sufăr cel mai tare, nu știu, e greu să mă înțelegi cum sunt eu ca om, dar sufăr cel mai tare. Închid ochii și îmi vine să plâng, strâng din dinți și îmi vine să plâng
Și rămân așa puțin. Pentru că trebuie să mă reculec să nu plâng în fața oamenilor. Pentru că tatăl meu așa a fost toată viața lui. Așa ne-a învățat pe noi. Să nu plângem în fața oamenilor. Trebuie să fim niște oameni puternici. Dacă ai putea să dai un sfat unor bărbați, să zicem, că de bărbați vorbim, care eu știu, și-au cam neglijat tații în ultima perioadă, ce le spune? Și iau încă în viață. Să spune, nu știu, pe urmă. Că ai putea să le spui ceva? Știi care este faza din punctul meu de vedere? Fiecare face ce simte, pentru că poate nu toți tații sunt la fel ca tata. Ei, uite, asta categoric, spun și eu la fel. Asta vreau să spun. Poate multora care ne privesc, li se pare absurd și poate și unii dintre ei au avut pierderi de genul acesta. Dar nu toți au avut un tată ca noi. Ce frumos. Da. Înțelegi? Nu vreau să fiu om rău, că eu sunt un om sincer. Da, pentru noi tata a fost totul, mă, și mama la fel. Și noi, familia noastră, suntem totul. Înțelegi? Da, asta și când am zis, când am început emisiunea cu Dumnezeu, tata și apoi Dumnezeu. Da. Și am zis că poate voi fi judecat de mulți. Da, nu vreau să fiu pentru că s-a înțeles. Eu așa simt. A spus părintele meu așa m-a făcut să simt. Poate al copil nu simte la fel ca mine, că poate tata lui n-a fost la fel de bun ca al meu, sau poate el ca și copil a greșit și i-a dat motive cu tasul, ca să zic așa, știi? Dar eu, din punctul meu de vedere, și frații mei și familia noastră, voi ați urma modelul ăsta al lui Petrică, ce cel să fiți tați ca el? Da. Da. Ne dorim toți. Dar e greu. E greu? Pentru mine unul e greu. E greu la ce mod? Avea foarte, foarte, foarte multe lucruri frumoase, care uneori vezi tu, mai ales acum, în momentele astea grele ale vieții, de multe ori nu pot, nu că nu simt, că de simți simt non-stop să fiu bun cu copilul meu, pentru că și merită, deocamdată. Dar sunt prea în ale mele și de multe ori nu pot să mă păcălesc și să mă fiu atât de bun cum era tata. Tata, și dacă avea o problemă și dacă avea o mică era supărare, cu toate era, că supărările din casa noastră au lipsit până acum. Dar atunci când avea o problemă mică, tata, și intram eu pe ușă sau Florin sau Ami, nu, mai fața lui zâmbea. Știi? Și asta eu personal încerc și eu să fac, dar mie e mai greu. Poate Florin mai reușește, poate. Mă reușesc, mă păcălesc. Pentru că nu vreau, totodată asta îl învăț și pe Ionuț de la un timp, acum mai recent. Nu trebuie să ne marcăm copiii cu lucrul ăsta. Durerea la noi oricum va fi pentru toată viața, pentru că ăștia suntem oameni buni. Nu mă schimbă nimeni, înțelegi? Nu mă schimbă absolut nimeni. Dar vreau ca copilul meu, e un copil, trebuie să zâmbească. Asta îmi doresc. Eu poate mă dau puțin mai așa și încep și îmi plâng durerea mea, pentru că e durerea mea, e tatăl meu. Da, corect. Înțelegi? Dar ne dorim să fim ca tata, dar nu buni ca el, pentru că în orice. Vă mai doriți copii? Eu unul, da. Eu nu. Eu nu. Ai pus ghetele în cui? Da. Păi are doi. E greu, nu? Am și unul neapărat. Și eu am o chestie de asta care mi-am băgat-o eu în cap. Bine, probabil și din cauza că am doi, știi, băiat și fată. Am spus în felul următor, le-am spus și fraților mei, familie, și mamei mele și soției mele. Pentru faptul că am băiat și fată, probabil mi-a dat curajul de a spune vorba asta. Tatăl meu mi-a cunoscut ambii copii, și băiatul și fata. Și asta este o împlinire, practic. E o împlinire atât de mare încât n-aș vrea să mai intre alt copil la mine în casă care să nu-l cunoască pe tata și tata pe el. Ce frumos. Eu, în schimb, fratele meu, având decât fata pe nepoata mea, pe Antonia, e normal pentru ea, nu, fratele meu, să-și dorească. Bă, neapărat îți spun cum sunt eu ca om, că îți spun ce simt eu. Mai ales dacă s-a întâmplat evenimentul ăsta cu tata, eu, te-ai miții, eu am iubit tot mereu fetele. Eu sunt cu fete. Dar, poate, uite, eu nu o fi uitat, dar acum îmi doresc băiat. Îmi doresc un băiat. În primul, cred că băiatul ăsta e următorul, nu știu. Un băiat îmi doresc și să-i pun numele de Petrică. Eram sigur. Să mor eu, uite, că mă jur la camera, nu, pe bune. Ăsta e foc, e prea mare foc al meu. E prea mare foc. Îmi cer scuze că m-am jurat că e prea cu mare foc.
Înțelegi? Eu îmi cer scuze. Da. Nu e că-i dar l-ai zis-o prea frumos. Ca om. Nu. Asta îmi doresc să-i pun numele lui tatăl meu, Petric. Să știu eu că... Na. Că mai este un Petric în familia da. Cercel. Da. Dragilor, vreau să mai închid și eu un par de vin. Să depelim. Fim sănătoși. Și credeți-mă pe cuvânt până voi la fel, să exagerez. Eu chiar am avut de învățat astăzi de la voi. La modul cel mai serios. Eu nu am fraz, dar acum îmi dau seama că chiar e frumos. Prieteni mulți nu am, dar cred că e frumos să ai așa un om de nădejde, în cazul vostru doi, cum sunteți voi trei frați, și să nu te simți singur. Cel mai frumos. Și ai putere. Când ai frați, ai putere. Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru seara asta frumoasă. Eu aș mai sta cu voi, dar știu ce urmează pentru tine. Urmează practic de acum pleci la lucru, deși... Da. Să înțeleagă și ai noștri, filmăm undeva la ora 21:30, tu deja de acum pentru tine acum începe ziua de muncă. Ce vrei, da. Nu îți vrei să mai spui ceva? Că... Nu. Am înțeles. Dragilor, vă mulțumesc din suflet că ne-ați urmărit. Eu v-am îndeplinit cerințele, ca să zic așa, pentru că am primit, cum v-am spus la început, foarte multe mesaje că îi doriți pe frații Cercel la Fiță cu Adiță într-un episod. Iată că m-am ținut de cuvânt, nu uita să împărați și Zeppelin, le recomand din tot sufletul. Și vă mulțumim frumos pentru tot. Seară frumos. Doamnește.